Epopeea fostului partizan, în vârstă de doar 17 ani, pe vremea când a îmbrăcat pentru prima oară haina ucenicului luptător în mișcarea de rezistență anticomunistă, a continuat după episodul arestării de către oamenii regimului stalinist de la București, iar mai apoi al evadării în chip miraculos de sub nasul securității în prima linie, acolo unde a fost încartiruit de către supraviețuitorii grupului condus de colonelul Ion Uță, ajuns între timp oale și surcele, după ce fusese lichidat de hoardele comuniste în timpul unei operațiuni care avusese ca scop final suprimarea întregii grupări de partizani din codrii întunecați ai banatului de odinioară. Și a sărit din tren și direct în munți la partizani. A mers toată noaptea până a ajuns la ei și le-a spus: am fost descoperiți, m-au arestat, am sărit din tren, am venit aici. A vrut să se predea. Partizanii au spus: o să te omoare în bătaie, nu o să te creadă nimeni că... Păi o să le zic că sunt tânăr, că m-am speriat, că nu știu ce. Nu, nu, cu bandiții ăștia nu ține. Nu-ți recomandăm asta, dar o decizie în ceea ce te privește nu putem să luăm decât dacă ne reunim toți. Așa îi învățase colonelul, colonelul Uță fiind mort în momentul ăla. Din cauza acestor reguli pe care le stabilise înainte, grupul de partizani a reușit să continue lupta până târziu, în 1954. S-au reunit toți partizanii, mai erau vreo 15, împărțiți în două sau în trei grupe câteodată, ca să nu fie descoperiți de securitate, și au votat și au spus că trebuie să rămâi cu noi. Și din momentul ăla a stat în munți, fără casă, fără masă, cu moartea în față. Exact astea sunt cuvintele lui. În sufletul meu eram eu hotărât că să nu mă mai duc, pentru că știam ce mă așteaptă. Și am depus jurământul și am rămas cu ei 4 ani de zile. Despre momentul în care a reușit să scape din trenul care ar fi trebuit să îl aducă legat în lanțuri, în fața unui fals tribunal al poporului, care îl dorea zvârlit pentru totdeauna în spatele gratiilor, Nicolae Ciurică își amintește și astăzi cu aceeași patimă, care i-a caracterizat întreaga activitate de luptător în mișcarea de rezistență bănățeană. Și tot cu aceeași patimă, adumbrită poate de regretul de a nu se fi aflat în preajma lui atunci când a fost trădat, iar mai apoi ucis, vorbește Ciurică și despre Ion Uță, liderul devenit legendă vie a partizanilor de pe meleaguri bănățene. Știu exact trădarea, pentru că am stat cu 2 oameni care au fost atunci când a murit colonelul. Deci când a murit colonelul în luptă, au scăpat cu viață 2 înși. Baderca Iancu, din Medzică, care era mai mare ca mine cu 3 ani, și Mutașcu Dumitru, zis Fus, din Verindin. Ăștia au fost atunci când au fost vinduți ei la Borloveni, în 12 februarie. Și în 12 februarie 49, un medzincan zice către colonel: mătușonule, m-aș duce până acasă să-mi iau haine. Bine, mă, du-te, dar fii atent să te grăbești, că plecăm de aici, nu mai stăm mult aici. La Coliba, la sălașul Moșmeilă Cărăbea, ăsta era cu sălașul lui acolo la Borloveni, undeva aproape de sat. Și moșul i-a primit pe ei la ei și moșul era în legătură cu ei. Și i-a dat drumul să ducă acasă. El nu s-a dus acasă, s-a dus direct la postul de miliție. Când s-a dus la postul de miliție, s-a prezentat, era femeia noaptea, femeia milițianului, el era pe teren milițian. S-a speriat. Nu știu, a venit milițianul, i-a dat de vorba, în sfârșit l-au luat și pe un frate de al Moșmeilă Cărăbea, pe unul Dionisie, și s-au dus cu el acolo și pe turnătorul ăsta și au încercuit sălașul. Zice Mutașcu către mine: eu am ieșit afară, noaptea fiind, eu am ieșit afară, și Mutașcu era un bărbat înalt, dar, zice, am ajuns cu țava armii la țiglă, da, nu era prea, și când s-a produs gomotul ăsta, țava la gomot, s-a deschis foc de către, era încercuit și probabil zgomotul ăla i-a determinat pe ei, probabil, ori crezut că-s descoperit sau cumva. Și
s-au tras focul circa o oră și jumătate. Colonelul a murit mai din marginea pădurii cu mitraliera în mână. Dacă nu l-ar fi împușcat și datorită focului care l-a susținut colonelul cu mitraliera, au scăpat ăștia doi, cu care am stat eu după aceea 2 ani de zile. Acolo moare colonelul Ilie Voica din Domajna, moare Moșmăile Căreba, rănește pe Vlădescu Mircea din Lucavița și îl prinde rănit și dă 20 de ani și îl scoate din celulă și îl omoară, iar ăștia doi scapă, cum vă spun. 4 ani bătuți pe muchi a trăit Nicolae Ciurică ascuns în codrii Banatului. Umăr lângă umărul camarazilor săi de arme, a dus mai departe lupta pe care fusese instruit să o poarte cu clicile comuniste. Plapumă în tot acest răstimp i-a fost pământul, în măruntaiele căruia își săpa culcuș pe timp de noapte, iar pernă, pietrele și rădăcinile copacilor, în dărătul cărora se aciua de ochii scoditori și încărcați de ură ai comuniștilor. Oamenii securității aveau serioase motive să privească spre grupul de rebeli din munți cu o mânie necenzurată. În mod sistematic, puținii supraviețuitori ai mișcării conduse până nu demult de colonelul Uță le atacau posturile de observație, reducându-i la tăcere ori de câte ori li se oferea prilejul, iar forța lor distructivă devenise o adevărată obsesie în rândul mai marilor capitalei, care au hotărât la un moment dat lichidarea pentru totdeauna și cu orice preț a partizanilor care băgau bățul prin gardul Cârmâirii. Încet, încet, lațul se strânge în rândul grupării de rezistență bănățene, din ce în ce mai puțini, lipsiți aproape complet de sprijinul de altădată al sătenilor care se temeau pentru propria lor viață, partizanii lui Nicolae Ciurică încep să simtă vânt de furtună. Ambuscadele comuniste se întețesc, numai puțin de 7 tentative de arestare, toate organizate de comuniști aproape fără cusur, au loc în decursul celor 4 ani de partizanat în codrii Banatului. De fiecare dată, Nicolae Ciurică reușește să scape în chip miraculos, motiv pentru care îi sunt atribuite la un moment dat puteri neomenești. La un moment dat circulam niște legende că are iarba fiarilor și nu prind gloanțele, nu-l pot omorâ. Astea erau bancuri. În schimb, are o Biblie, un Nou Testament, pe care îl avea în geantă. În momentul unei confruntări cu securitatea, unde iarăși fusese rătrădați, a fost lovit, glonțul a trecut prin Noul Testament și a fost deviat. Și nu l-a împușcat în ficat. Altfel, acolo se termina lupta de partizan al lui Nicolae Ciurică. Și a păstrat acea Biblie, o are și acum, și ne-a arătat-o. Am folosit-o în film ca să vadă lumea și el spune așa: eu nu l-am văzut pe Dumnezeu, dar i-am cunoscut puterea. Nu e posibil ca tu să scapi de 7 ori, să se tragă în tine de la distanță scurtă, să fii luat prin surprindere, trădat și luat prin surprindere și să scapi cu viață. Nu se poate. Decât dacă cineva te protejează. Că ori n-au pornit pistoalele securiștilor, ori au tras în altă parte, au tras spre el și nu l-au atins gloanțele, el nu pune decât pe seama suportului din partea cuiva pe care el îl numește Dumnezeu. Astfel de peripeții trăite amețitor pe muchie de cuțit între viață și moarte au fost cuduiumul în lungul șir de ani petrecuți de Nicolae Ciurică în haina rezistenței anticomuniste. De fiecare dată a reușit să iasă la liman și să scape cu viață din ghearele celor care îi doreau cu orice preț moartea. În 4 ani de zile am fost încercuit de 8 ore. Aveam în spate mâncare de 2-3 zile. Aveam câte 100-120 de cartușe, pistol, deci aveam o greutate în permanență. Și în permanență, noi numai noaptea umblam, nu ziua. În permanență, mi-era cureaua după cap, mâna pe trăgași. Nu știam de unde sunt sobat. Când plecam, în grup,
formam echipă de cercetași. Unu sau doi, și doi, da, de obicei unu. De ce? Pentru că erau posturi fixe unde nici nu te așteptai, pe câmp. La o poteacă, la o răscruce de drum, undeva posturi fixe, pânde de ale lor. Și trăgea fără somație, mai ales dacă vedea 3-4 iși. Dar dacă vedea unul și nu știa exact așa la noaptea, se întâmpla să somese. Și atunci ăla când era somat, ăștia lanți din spate, ăsta imediat se trătea jos, deschidea foc și ăștia lanți se subținea cu fost să scadă. Era o soluție. Altfel, vă dau un exemplu. Aici, în pădurile Veridinului, eu vin de la munte cu doi cai, pregătiți să mergem spre frontieră, să vizităm și noi să cercetăm frontiera. Și eu cum venisem noaptea obosit, cu caia fără șei, acelea am încăpătat lui niște șei, pe cai am pus bagaj, pe cai ce aveam, noi eram 10 inși. Plecăm seara din pădure și formăm cine va fi. Făceam cercetași cu rândul. O oră, două, unul, o oră, două, altul, nu tot timpul, o noapte întreagă, dacă mergeam toată noaptea. Și acest Victor Curescu e primul seara, atunci și el, cel, la el singur. Și noi eram în urmă. Eu eram chiar ultimul, calare pe cal. Și zice mutașcu către mine: măi Nicolae, tu nu te dai jos de pe cal, că ieșeam din pădure în poiană, în cea Poiana Roșului, la Verindin, aici undeva. Zic, lasă că dacă ceva sar și de pe cal, am spus eu. Eu deja eram pe o parte cu picioarele amândouă, că mă dărea fundul din cauza calului, de unde venisem eu. Mă dărea șezutul din... nu poate. Și domnule, ăsta trece, nu-l oprește nimeni. Nu-l oprește nimeni. Și când am ajuns noi, ne-am ieșit din poiană, și din stânga, și din dreapta, cum era drumul, am primit foc. Nu s-o bace, foc. Ne-au împușcat ca ei. Pe noi nu, n-au reușit pe niciunul. Asta, ne-am împușcat ca ei și eu am căzut cam rău. Cum mi-am dat drumul, era poteaca cam mâncat așa adâncă, era ca un fel de șanț. Și în șanțul ăla am stat și când ei au făcut numărătoarea să retrăseseră și undeva, măi, Nicolae nu-i. Și au observat unde sunt eu, că ei trăgea și dintr-o parte și din alta, dar nu mă putea pe mine în șanțul ăla, că n-avea cum, numai dacă venea lângă mine. Trecea cătușii peste mine, noaptea. Și ori contraatacat ei, au fugit un post din partea de la vale și am putut să ieși, am scăpat și m-am dus. Era vorba și că vor veni americanii cu roaba, dacă venea tot așa, și că noi vom fi primii care vom acționa, ce să fim primii, că colonelul Uță, sub comanda lui, a fost la 70 de oameni. Inclusiv și ăștia care, cum a fost Ștergoveni 22, dar niciodată n-a acționat toți, pentru că murea unii, azi venea unul, păi mâine murea altul. Eu, Dumnezeu știe, nu știu cum, sunt singurul supraviețuitor din grupul de partizani. La vârsta mea sunt singurul. Dumnezeu m-a apărat și nu știu. Este adevărat că, domnule, n-am făcut rău la nimeni. Cea de-a 8-a ofensivă comunistă împotriva grupului de partizani din care avea să supraviețuiască peste decenii doar Nicolae Ciurică a fost și ultima bătălie a acestuia din postura de om liber, nevoit să-și apere la adăpostul Codrului nu doar viața, ci și mai ales principiile care îl transformaseră la doar 17 ani într-unul dintre cei mai aprigi luptători anticomuniști.
despre modul în care a fost arestat Nicolae Ciurică, trădat de unul din apropiații grupului de partizani, iar mai apoi a zvârlit în temniță pentru mai bine de un deceniu, vom vorbi în cea de-a treia și ultima parte a reportajului nostru, Radiografia unei patimi, povestea ultimului partizan român în viață.